avem peste 100 de hectare de cartofi în cultură, fiindcă lucrăm pe o suprafață de 500 de hectare și în rotația culturii cartofului intră și grâu, și intră și rapița, și intră și soia, și intră și porumbul. Și atunci, automat, noi, având condiții de irigare, cultura cartofului, cum e o cultură foarte, foarte costisitoare, Bayer, începând de la pregătirea terenului, fertilizarea terenului, plantarea terenului, și nemai vorbind de întreținerea culturii. Și la capitolul întreținerea culturii aș referi la substanțele pe care Bayer le comercializează, cum e Infinito, cum e Consento și celelalte produse care intră în portofoliul Bayerului. Astea sunt niște produse foarte bune, foarte bune și de calitate, fiindcă noi care dăm și punem un accent deosebit în întreținerea culturii, ne influențează foarte mult, fiindcă calitatea cartofului pe care le recoltăm, le livrăm, le depozităm, așa mai departe, ne influențează foarte, foarte mult, fiindcă dacă aș începe cu valorificarea și produsele pe care le livrăm la hipermarketuri, dacă nu sunt de calitate, atunci suntem scoși afara magazinelor. La ierbicidare, imediat înainte de a răsări plantele, folosim și aplicăm Sencor conform tehnologiei. Iar celelalte substanțe care sunt pentru întreținerea și pentru a preveni fitoftora, atacul de fitoftora la această cultură în perioada de vegetație, și aplicăm alternativ. Nu mergem numai pe o singură variantă. Aplicăm mai multe produse și care de contact, de sistemice, translaminare și toate substanțele le combinăm în așa fel ca să nu avem probleme deosebite cu fitoftora. Și efectul la fel se vede și datorită calității substanțelor pe care le folosim de la Bayer. Și când ai o investiție de 15.000 până la 20.000 de lei pe hectar, atunci totul se adună și atunci automat trebuie să ai grijă de fiecare rotiță. Bayer înseamnă pentru cultura cartofului un sprijin, o fundație. Bayerul în acest angrenaj, în acest domeniu, are un rol de aproape jumătate în privința substanțelor chimice. E o valoare imensă.